Salut, prieteni, mă numesc Coancea Cătălin și astăzi vreau să vă arăt un singur lucru și anume rezistența la dăunători la specia păr. Uitați aici un soi. Nu e atacat deloc. Are și fructe, e o supraalțuire. Asta a fost frântă un pic și am avut roșii anul trecut și am legat-o să nu se rupă de tot, să pot lua altoi să multiplic soiul. Și uitați, pe același păr, o altă supraalțuire, ia uitați, acarieni. Deci aici frunze curate, au beneficiat de același tratament. Uitați, frunze curate. Acolo, ăsta, tot în supraalțuire, cu probleme. Acum ce să zic? Trebuie să căutăm soiuri mai rezistente, astfel încât să nu fim nevoiți să dăm foarte multe tratamente. Uitați, ăsta e curat aici, arată bine, ăsta din păcate nu arată bine. Ia uitați, aici arată perfect, acolo nu. Deci sunt și soiuri care sunt așa să zicem, depozite de dăunători. Poate într-o livadă de familie e bun și un astfel de soi, pentru că se vor strânge acolo dăunătorii și ceilalți pomi vor rămâne fără să fie afectați. Tot la acest păr vreau să vă mai arăt o altoiere în Z, făcută în vara anul trecut. Uitați aici, altoiere în Z. E prinsă. Și mulți spuneau că se va rupe, că o să fie frântă de vânt. Nu, nu o să fie frântă de vânt. O să am grijă să rup perele în primul an și asta se va suda perfect. Deci, uitați, frunze foarte frumoase, curate, la soiul acesta, aici, ioc. Urmează să mai băgăm coasa, să facem curat, să facem tratamentele corespunzătoare. Mai sunt pe aici niște supraaltoiri și sunt în mulți pomi. Eu am vrut să vă arăt doar acest fenomen la acest păr. Uitați, fără probleme și cu probleme. Vă mulțumesc, vă doresc succes, Doamne ajută!